Basketbaliștii Ploieștiului au ieșit la mol înaintea bătăliilor din semifinalele campionatului. Au făcut-o pentru a socializa cu fanii invitați la standul CSU AS Soft. Aici au așteptat antrenorul și lotul de jucători. Dar doar s-a simțit bine la acțiune fiind apreciat de toată lumea. A spus că este mult de muncă la pregătirea unei semifinale, de aceea nici nu au avut timp să se aranjeze la întâlnirea cu suporterii. Însă aceștia au ținut cont doar de prezența campionilor, copii, părinți, bunici, fani mai noi sau mai vechi, toți au venit pentru a se poza cu Guțoaia, Li și ceilalți basketbaliști. Unul dintre suporteri a venit pregătit cu o minge de basket pe care toți jucătorii și-au pus semnătura. El a spus că a tremurat de emoție întâlnindu-l pe Cătălin Burlacu, idolul său. Alți iubitori ai echipei au adus postere și tricouri. Tot la standul formației campioane, toți cei interesați au putut să-și cumpere materiale promoționale cu însemnele clubului.